au ajuns cupele, medaliile și premiile, pentru că se apropia festivitatea de premiere. Până să-i vedem pe cei mai buni polițiști pescari, haideți să auzim câteva cuvinte din partea organizatorilor acestui eveniment. Ce a însemnat această zi pentru ceea ce s-a întâmplat acum și pentru persoanele implicate? Fiind președintele Federației CUZA, am fost invitat de către Sindicatul Legionare, o activitate de socializare la care aseară a fost prezent și inspectorul șef al IPJ Mureș. Oamenii, după cum vedeți, socializează, un lucru foarte bun pentru organizația pe care o conduce Cerchizan, liderul de la Mureș. Și foarte, foarte necesar în ziua de astăzi, că după cum vedeți și cred că orice cetățean vede poliția sau meseria de polițist a devenit foarte, foarte stresantă. Oameni avem per total foarte, foarte puțini, iar salariile sunt foarte, foarte mici. Activități de acest gen sunt foarte binevenite, pentru că aici se întâlnesc cu familiile, cu copiii, socializează și e un lucru de altfel normal. Așa ar trebui să se întâmple în fiecare județ sau la fiecare inspectorat județean de poliție. Cum se împacă meseria de polițist cu cea de pescar, pasiunea de pescar? Și până la urmă, polițiștii provin din societatea civilă și atunci când fac câte o boacănă, tot din societatea civilă provin și așa că se împacă foarte, foarte bine. Chiar avem polițiști care sunt pasionați și chiar unii dintre ei participă și la concursuri naționale sau chiar în afara granițelor. De asemenea, am văzut că lumea așteaptă să guste puțin din preparate. Dumneavoastră așteptați să mâncați un pește la grătar, să vedeți cum e borșul de pește? Da, deci aștept cu siguranță lucrul acesta și pentru asta stau la premiere și să mănânc un borș de pește și un pește făcut cu crustă de sare, am înțeles, care bănuiesc că o să fie foarte, foarte bun. Sunt Iulian Surugiu, președintele Federației Sindicatelor Democratice din Poliția Română, AICUZA. Bună ziua, stăm de vorbă cu... Cerchizan Gheorghe, președintele Sindicatului Legionare Mureș. Felicitări pentru ce ați organizat aici, pentru cei care ne privesc de acasă, ce s-a întâmplat astăzi, ce s-a întâmplat ieri. Noi organizăm în fiecare an un concurs de pescuit pentru relaxare și pentru a se cunoaște mai bine colegii din țară. Un concurs de pescuit organizat de Sindicatul Legionare Mureș. Suntem la ediția 6-a. Ați văzut, ne pare rău că timpul nu ne-a lăsat astăzi și ne-a udat până la piele pe fiecare. Suntem la ediția 6-a, avem 50 de echipe, a câte două membri de sindicat sau prieteni și așteptăm premierea acestor colegi și acestor campioni care au prins peștele cel mai mare și cel mai mult. Peștișorul de aur l-a prins cineva? Peștișorul de aur vom vedea de acum încolo. Cum se împacă meseria de polițist cu cea de pescar? În primul rând trebuie să organizăm și distracție pentru polițiști, pentru că atâta stres cât există în România. Și în al doilea rând trebuie să se cunoască reuniune între familie, între colegi. Și după atâta stres eu cred că merită o dată pe an și o distracție. Într-adevăr, capturile au fost, le-am văzut, dar și mâncarea este. Acum pescarii nu se mai uită la bețe, nu se mai uită la bambine, ci își întind gâturile și își întorc privirile către ceaunul cu borș, către fripturică, nu știu, către grătărel. Dumneavoastră, vă gândiți la toate lucrurile astea, ca și colegii? După 24 de ore, cred că le-i foame și lor acum, după ce au pescuit, i-au bătut ploaia atâta timp, 3-4 ore de ploaie, sus la piele, aștept să mănânci o ciorbă caldă, o ciorbă de pește caldă, un par de țuică, palincă, cum se zice pe la noi, și în restul mă bucur că s-a terminat cu bine și a dat Dumnezeu să fie bine și soare. Aveți o preferință culinară dumneavoastră, personal? Păi ciorba de pește...
pentru concursul de pescuit și mititei și mititei, care se mănâncă la noaie și grătarul. Și acum, fără alte vorbe de prisos, festivitatea de premiere. Locul întâi cu premiile. Locul întâi, pescari Adrian, Nicola Cosmin. Ochile 320. Locul 2. Locul 2, Iancu Bogdan, Orban Acor. 3,820 kg. Cea mai mare captură, Nicușan, cu Pop Ciprian. Două chile, 340. Ciprian? Haide, domnul avocat, haide! Hai că ne cunoști oamenii, degeaba te... E un început bun, da. Uite aici aveți, fiecare aveți, faceți un poz aici, nu vă pierdeți vizitele. Mersi. Nu, că după aceea. Mențiune 1, Moldovan Ioan, Moldovan Gheza. 2,920 kg. Nu se putea ca echipa televiziunii Târgu Mureș să nu fie medaliată. Noi am plecat, concurenții au rămas, borșul nu se terminase, nici grătarele. Ce să mai zicem de distracție și celebrele povești pescărești. Noi îi felicităm pe organizatori, pe concurenți și le dorim tuturor fir întins și să ne vedem la următoarea ediție.